Conducerea Spitalului de Urgență Roman apreciază că prima ediție a Zilelor Spitalului Roman a fost o reușită și că decizia de a încheia cu o serată culturală e una menită să facă personalul spitalului să iasă din rutina zilnică a meseriei pentru a socializa. Putem spune că a fost o reușită simpozionul nostru care a fost pe parcursul a două zile, ziua de ieri și astăzi. Finalizăm cu o seară deosebită la castel, la Biclăușeni, Castelul Scurța, și vom avea o seară culturală, spun, după care cina festivă. La spectacolul de muzică și poezie va fi susținut de orchestra de cameră de la Bacău. Medicii dintotdeauna au fost legați de actul cultural, lucru benefic pentru un intelectual, susține unul dintre susținătorii evenimentului, doctorul Dan Arvătescu. Cine a fost ieri atent la prezentarea istoriei spitalului, între medicină și cultură a fost întotdeauna o strânsă legătură, medicii fiind deopotrivă oameni de cultură și focare de răspândire în jur a artelor, a literaturii, a culturii în general. De aceea nu se putea ca reuniunea noastră să nu se finalizeze printr-o manifestare culturală, într-un loc cu totul deosebit. Am ținut în mod special să facem la castel această încheiere a activității noastre, pentru ca fiecare dintre dumneavoastră să asocieze în memoria restantă după toată această activitate legătura cu acest loc minunat, cu castelul. Să vă rămână pe retină imaginea unor medici care ascultă muzică, care văd o carte, care ascultă o conferință, și asta este cel mai important lucru. Din fiecare loc unde mergi, trebuie să pleci cu o amintire. În seara asta avem un lucru cu totul deosebit. În mijlocul nostru se află o formație, un quartet cunoscut, Quartetul Coloseum din Iași. Se află în mijlocul nostru invitați din afara Romanului, și aș aminti aici prietenii noștri de la Craiova, pe domnul profesor Florea Firan și cu ceilalți colegi de la Craiova, de la scrisul românesc. Surpriza seratei culturale a fost un concert susținut de Quartetul Coloseum din Iași, care a fost presărat cu un moment poetic susținut de preotul Cornel Paiu, care a recitat din poeziile sale. Quartetul Coloseum de la Iași, cum am corectat deja suntem, înțeleg că noi am fost de foarte multe ori aici, sunteți cel mai numeros public de până acum, emoțiile noastre sunt pe măsura prezentatorilor dinaintea mea. Înțeleg că o să facem așa o bună împletire între muzică și poezie. Nu știu dacă am ales cele mai bune piese, sperăm să vă placă și cu altă ocazie să ne mai vedem. Cei care înțeleg porunca iertării, să faci pace cu propria-ți conștiință, să înțelegi universul, universul din afară, universul dinăuntru, să te juruiești pe tine nume întreg, rotund, rostogolindu-se între cer și pământ. Cei peste 75 de medici și asistenți prezenți la serata culturală au asistat apoi la conferința clepsidrică itinerantă susținută de profesorul universitar craiovean Florea Firan, director al editurii scrisului românesc din Craiova și de scriitorul nemțean Lucian Strochi despre spirite alese în cultura română, Eminescu, Brâncuș, Macedonski, Arghezi și Sorescu. La finele manifestării aceștia au vândut participanților din cărțile lor și au acordat autografe. Tot la castelul de la Miclăușeni a fost expusă și o mică expoziție cu lucrări plastice ale unor pictori romașcani. Zilele Spitalului Roman s-au încheiat cu o cină festivă cu mâncare de post, pentru că era vineri, oferită la terasa castelului de maicuțele de la Mănăstirea Miclăușeni. Pentru participare la acest eveniment, atât medicii cât și asistenții medicali au primit credite obligatorii profesorii medicinei.